Vă salut! În sfârșit am făcut rost de un cameraman super profesionist. Îl salutăm pe Efe, care este în spatele camerei și care a venit și cu mașina lui personală. Mașina care mie, ca marcă și ca model, mi-a plăcut dintotdeauna. Și după look-ul agresiv așa și jantele mari, o să ziceți, mamă, RCZ, RC sau măcar GTI. Nu. 1.4 rupe asfaltul. Dar e un exemplar foarte întreținut, foarte cochet, foarte chic și care trebuie probat să vedem cum merge pe, uite, și scrie pe el aici. 1.4 rupe asfaltul, iar eu o să completez. Vino lângă mine, Efe. Chiar îl rup. Acum sper să nu ne oprească poliția și să ne ia talonul. În rest, 207-le, aoleu, ai prag înduit, semne de bună purtare. Dar aici se vede un atu al acestui producător. O mașină care are niște ani, 2008, mamă cât sunt, niciun punct de rugină. Și asta îl face asta face ca pe jos să fie o marcă de genul, nu mi-o cumpăr când e nouă, dar mi-o pot cumpăra când e veche. Pentru că mulți m-ați întrebat, domnule, vreau și eu o mașină de buget, o mașină ieftină, să-mi fac treaba cu ea, sunt începător. E veche, se știe tot despre ea, e comună, găsești elemente și chestii, nu sunt însă foarte, foarte, sau cele mai ieftine, dar nici cele mai scumpe, dar are un mare atu. E o mașină foarte bine calibrată. Dacă predecesorul 206, știți bine, s-au câștigat titluri în campionatul mondial de raliuri cu el, o mașină care are repartiția greutății pe punți 50-50, 207 vine și rafinează cumva, evoluează la materiale, la cum te simți în ea, la habitaclu, la vizibilitate. Și e o mașină de clasa mică, segment B. Comparativ cu o... Ce dracu, mă, încă goanțe de pe aici. Asta în galbă și de aia. O să vedeți cât spațiu e în mașina asta, comparativ, să zicem, cu un Ford Puma făcut de prietenii noștri, la care eu v-am pus. Nu mai știu prețurile de noi, dar știu că mașinile astea s-au vândut în țara noastră încă de la lansare. Noi românii suntem oarecum clienți de mașini franțuzești. Atât alea de povară, măgarul ăla, cum se numește, catărul, cât și leul. Aici avem și subwoofer, după conexiunile electrice extra. Pentru anii lui, ce să zicem, nu arată rău, dar e bine că nu a fost spălat. Genul ăsta de motoare pe benzină nu prea e bine să le spălăm, pentru că pot fi vulnerabile pe partea de componente electrice, de modul de aprindere, el alternator care, ia să vedem pe unde e plasat pe aici, ce v-am spune că e plasat pe jos pe undeva, dar mă rog, nu știu cât costă o revizie la el, dar cred că sunt niște cifre decente și cantitate de ulei decentă și cred că merge chiar cu 10-40. Bă. Hai să mă urc un pic în ea, pentru că eu am niște povești de spus cu modelul ăsta. Eu cumva l-am prins în plină glorie încă de la lansare pe tărâmurile noastre. Uite, vezi, ți-ai luat aici preșuri cu fratele mai mare. Bine, timpul spune un pic sisteme franțuzești de reglaje. Îți spune cuvântul la materialele din interior. Bă, ăsta mai apărut și în alte episoade. Bă, ce cauți, mă, aici? Bă, tu trebuie să vii aici, împreună cu toată familia ta. Lasă, 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 lasă.
corecție și chiar te spune cuvântul, dar în rest, n-ai ce să ne pregi. Și pastorul a intervenit de clasă mică, care are o poziție foarte mișto, la doar multe ce dată să scăpăm de clasă. Am o foarte bună vizibilitate, geam custode, oglinzile. Pentru o mașină apărută în 2007, uitați-vă unde sunt puse. În prezent sunt producători premium care încă pun oglinda în colțul ușii și vei avea unghiuri moarte. Ăstea te rog să le dai jos, să nu mai prind cu ele la oglindă, pentru că sunt în câmpul vizual. În rest, poziție de pilotaj. Și de mașinile astea au fost un pic criticate pentru... Ia uite pe la geam, pe la mine, pe la oglindă, pe aici. Fraiere! Au fost criticate pentru unele probleme pe la cutia de viteze, pe la timoneriile astea neoptimizate perfect. Dacă nu ești abonat la canalul meu, o să faci acum. Dar nu cred că corect în toate parate. Aha. Nu avem becuri aprinse și tehnicul ei e foarte bun. Partea asta, exact ce a făcut-o să fie plăcută și dorită și folosită. Într-adevăr, ambreiajul dă semne de uzură, dar e clar că e o mașină folosită și de un începător care merge cu preponderență în urban.
80-90. Am prins un vehicul lent care merge în fața noastră. Dar sincer, un Peugeot din ăsta chiar mă bate și pe mine gândul să-mi iau ca mașină de zi cu zi. Pentru că într-un oraș aglomerat, într-un oraș mare, n-ai nevoie să freci în trafic, în aglomerație, în parcări, în borduri, în o mașină frumoasă, o mașină scumpă, o mașină cu elemente de caroserie costisitoare. Asta e exact ce trebuie, plus că te poți descurca cu ea foarte bine, foarte bine în trafic. Ce-i drept, benzinele astea aspirate nu sunt, sunt fiabile, sunt plăcute la condus, dar nu au, nu au cuplu de unde, unde ți-ar trebui la genul ăsta de mașină. Trebuie să o duci în ture mult, să fii atent cu urechea și cu ochiul pe turometru, să simți mașina dacă vrei să ai un pic mai multă putere. Chiar e mișto. Iar eșapamentul ăsta face toți banii de talon. Hai să lăsăm duba din față să se îndepărteze puțin. Pentru că mașina asta, în configurația asta cu roțile astea, cu anvelopul continental, va sta bine pe virajele astea pe aici. Pentru că a fost făcută de un producător care știe să facă genul ăsta de mașini de viraje. Mașină lentă.
care nu are loc. Ceva de statura cea mare, nu are loc. Nu au reușit să mai devolt și până mai reușesc între vei. Ce s-a schimbat? Foarte greu de reparat textilul ăsta. Da, mă rog. Cauți altele dacă s-au rupt sau... Mulți ani în urmă am fost cu un alt prieten al meu care avea tot un 400, 207 din ăsta, să cumpărăm un Audi A4 B7. Și ne întorceam cu el de la București, evident, pe autostradă nu-l puteam prinde. Peugeot avea 75 de cai, cred, HDU, iar Audi-ul 140. Dar pe virajele astea dinspre Pitești în coace, pe urcările alea, când prindea trafic, stăteam în spatele lui pe viraje. Deci o mașină de ca asta ataca curbele și menținea viteza în viraje, la fel ca un Audi A4. Ceea ce era impresionant. Audi la 4 în anii ăia costase, cred că, mai mult decât asta nouă, la mâna a doua. Nu mai țin minte, 2008, 7, 8, 9. E o mașină distractivă. Evident, sunt motorizările un pic complicate și sofisticate, cele cu IV, TEC și cu 1.6 turbo, care sunt făcute în parteneriat cu BMW și oarecum problematice, renumite pentru... Dar din nou, motorina e sfântă. Nu se aude așa, dar tot acolo ajungi. Îmi dai seama că la ora asta, bine, ceasul tău e nepotrivit, la ora asta dimineții ne înjură toți locatarii acestor localități. Măcar să ne înjure bine, să ne înjure și pe filmare, știi? Singura chestie la ea e consumul. A, ai un detaliu ăsta. Ce, nu se găsește? Ei se găsește, dar am des. Asta abordează virajele astea mai bine decât multe mașini premium. Nu ajută motorizarea și lipsa de putere care o simți cumva pe urcare. Dar dinamica șasiului, hai de capul meu.
patra rampantă. Hai pe Jo, știm că poți. 1, 4, 75, 80, am luat viteză. Hai să facem de bună. Calitate de 19, de 20. Asta e mișto la o mașină, ca să găsești orice pentru ea. Bine, trebuie să cauți un pic, să răscolești internetul, dar... Cam 3 luni am căutat. Sunt mai rare dimensiune din asta, cu 4 găuri și pe prindere de pe jos. Da. 4-108 are. Dar tot am zis Craiova, până la urmă. N-am mai plecat cu el. Vreau să mă duc
200 de kilometri după unele, dar omul nu vrea să mi le vândă. Păi de ce? Pentru că le avea pe mașină și n-avea ce să pună pe mașină. A, vroia roți la schimb. Vroia roți, da. Adică n-avea, el avea la vânzare, dar nu... N-avea rost să-și pună pe mașină dacă mi le vândă. L-a lăsat pe bătut și gata. N-am înțeles de ce le-ai mai pus la vânzare. Pentru că așa se fac banii, efe. Românisme. Nu, așa se fac banii. Pentru că el îți cerea ție niște bani pe roțile tale și alte roți. Nu-ți vindea doar roțile. Da. Adică la o afacere ca asta trebuia să dai o diferență mică. Dom'le, îți dau roți, îmi dai roți. Nu cumpăr roți cu totul, știi? E o tehnică de vânzare, dar cred că era un escroc. Pentru că un vânzător de roți are alte roți, știi? El nu cred că era vânzător de roți. Era un persoană, știi, fizică. Nu avea ceva firmă să vândă. Da, rog, da. Avea un 206, avea niște roți de Peugeot 308 GTI. Pe 206? Pe 206 de 18. Mamă! Eu când le-am pus pe astea am văzut că nu... De-abia intrat ăștia de 17, 18, nu avea nicio șansă. Da. Am mai făcut eu niște modificări pe acolo, am mai tăiat, am mai legat cu sârmă. Din carenajul, din ce-i tăiat? Da, ca să nu mai frici. Dar e tot ok, nu-i problemă, e totul bine. La consum știi ce o penalizează? Cutia scurtă. Da. Da, vezi, e calibrată cumva ca să ai un pic de zvâc pe treptele inferioare și să o facă vie așa. Dacă era o cutie lungă, era mai lentă, mai pleagă cumva așa, știi, mai... Opa, ne depășește dușmanul. A. O tracă supremă. Apa, nu-ți mai zis aici de oglinzi, nimic, câți bani ai mai dat și pe ăștia? Da, nu, mi l-a luat prietena mea 100 de lei. O, bună prietena, ține de ea. Da. 100 de lei? Da. Pe, cu geam, cu tot? Nu cu geam, decât capacul. Aaa, și e pus peste oglinda originală? Da. Aaa, deci capace ți-a luat? Capace, da. Aaa, da. Vezi... Dar nu zic și eu capace de... Zic și oglinzi de... Da. De printre cele mai distractive mașini din clasa cu care am mers pe aici. Este cred că mai distractivă și decât Corsa OPC. Și decât Fiesta. Da, Fiesta este n-am prins, dar cu Corsa OPC am mers. Parcă e foarte înghesuită Corsa aia, știi? Și motorizarea diesel e ok, dar... Asta ar merge mai bine cu cai, din, adică un 207 cu cai merge mai bine decât o Corsa cu cai. Da. Ce consum crezi că scoate? Nu, no. Minim. Minim? 9 minim. 10 nu cred, poate doar pe aici să fi schimbat ceva. Vedem acum să ajungem, mai avem puțin. Într-un 207 de ăsta te simți un pic pilot, așa. Pe curve, da, dar pe linie dreaptă stai pe loc. Da, asta e datorită puterii. Dar să știi că dacă vei merge cu alte mașini din segmentul ei, nu vei găsi mare lucru. În plus, greu de găsit, să știi. Greu de găsit. Asta ce e? Smart. A, smart. Smart for two. M-am văzut niște tâmpenii din ăsta, din alea de copii. Alea de 16 ani, examurile și... Nu știu, de, de copii și de părinți inconștienți. Da, nu știu, mi-a fost frică să merg într-o din aia. Noi am mers cu una, dar am văzut altele mai elevate, așa, mai sofisticate puțin. Dar iarăși, aceeași frică mi-a fost de, mi-este de ele. Hai să...
toate fibre de sticlă, atât. N-au nimic. N-am văzut că n-au airbag-uri, n-au. Ba, cred că au, dar decât la șofer. Asta nu știu, cred că ăștia mai noi au, alea vechi. Și se lansează și în dreapta, așa. În dreapta n-are, Dacia are în dreapta, n-are în dreapta Dacia. Are, are Dacia. Loganul primul? A, prinde primul, nu. Astea acum au. Astea ultimele, da. Îi obligă Europa, Uniunea Europeană. Ăștia m-a așteptat pe mine? Cred că da. Te auziră. Sau m-au auziră, exact. Te auziră. Bă, ce tare. Tare mașina asta, pe bune. Te auziră că vii. Deci ajunge sunetul înaintea luminii. Pe față acolo, da, da. Flanșe, ceva, bierete de dantierul, da. Nu s-a rupt nimic pe virajele ăștia, deci mai ține. Nu, mașina e bună, am luat o bine. Din 2008, primul proprietar, mami, acum eu. Sincer, dacă ai grijă de ea, mai duce lejer 5-6 ani. 100%? Lejer. Nu vreau să o vând niciodată. Da, până la urmă toate se vând. Da. Unele, o radie și o las acolo. Dar eu nu vreau să scap de aici. Așa e, prima ta mașină. Eu am vrut să, prima mea mașină a fost un Peugeot 405. Da. Și abia am așteptat să scap de el. Eu nu. L-am ținut 2 ani din care 6 luni n-am mers. Aha. Deci mașina mi s-a stricat. Cu aia am învățat mecanică, mi s-a stricat la aia absolut orice. Absolut orice, dezastruoasă și nu era foarte veche. Avea 8 ani când am cumpărat-o eu. Da. Nu știu, făcută de adevăratele în Franța. Avea, uite că suntem în sezonul cald, avea ambreiajul pe cablu și prinderea între pedală și cablu era o piesă de teflon. Bă, când ți era lumea mai dragă vara, cum e acum, apăsai pe ambreiaj, se rupea piesa, rămâneai fără ambreiaj. Destul de greu de găsit în anii ăia, doar original, stăteai după ea, rămâneai cu mașina în locul ăla, că nu puteai să mergi cu ea fără ambreiaj. Până la urmă mi-a făcut-o cineva pe aici, prin electroputere, dintr-un alt aliaj și așa a rămas, nu s-a mai rupt, știi? Știe să improvizeze, da. Să le pare ce a fost greșit de la fabrică. Și aia chiar era o piesă proiectată prost, care nu făcea față la diferențele de la temperaturi. Nu, la asta nu am schimbat nimic pe dedesubt, decât bieletele sunt schimbate, în rest toată bucșăra aia, brațele sunt originale. Eu ăla aia schimbam, avea bucșăra la bara stabilizatoare, bă, haide capul meu. Ca la Dacia țineau 7-8.000 de kilometri. Dar nici amortizoarele nu le-are schimbate de 2008. Ălea ei sunt. Scalepții este o mașină mică din clasele astea, mică, compactă. De multe ori poți să ai surpriza să găsești pe ea piese de mașină mai mare. Pe Corsa sunt amortizoare de Vectra, de exemplu. Și automat... Da, sunt mai rezistente. Vor rezista mult mai mult, știi? Este un secret al fiabilității ăsta de care ni se tot povestește lumea auto. Nu se spune cont, domnule, și ce greutate are masa aia, mașina respectivă, ce complexitate are suspensia, ce putere suportă. Și automat, că ai putere puțin, masă mică, componente de suspensie un pic supradimensionate, nu se va strica niciodată. Păi da. Și am deschis Dacia Duster. Bun, hai să pozăm pe Joe-ul aici, la soare. Nu, înainte de a ne uita la cifrele de consum din bord. Șapte cu 1. Nu pot să cred așa ceva. Joacă pe asta. De sincer, e printre cele mai mișto mașini. Nu că ar fi F prieten cu mine și oricum o troacă dacă aș fi să văd. Dar e printre cele mai mișto mașini din clasa mică cu care te poți distra la bani puțini. Și el are dreptate, un RC sau un GTI face 4.000 de euro și chiar merită să o iei, să o ții, să mai investești ceva în ea, pentru că ai odată marele avantaj al caroseriei bine făcute și care nu ruginește. Pe deosebire de un concurent de la mulți alți producători care la anii ăștia treci pe la domnul Preda și
mai bine bagi în piese mecanice niște chestii sau chiar într-o vopsire exterioară, o cosmetizare, decât să bagi în lucrări de tinichigerie, care rugina e cum e cancerul. Nu se vindecă. Ne vedem cu bine noi și noi episoade. Bye, bye!